Salutare! Astăzi vreau să vă vorbesc puțin despre una dintre cele mai bune cărți de yoga ce se adresează aspectului fizic, corporal, dar și energetic. Este vorba despre Yantra Yoga, yoga tibetană a mișcării, scrisă de maestrul Namkhai Norbu. Chiar dacă practicile corporale yoga sunt doar o mică parte din ce presupune yoga, iar acest gen de practici este foarte popularizat în vest, deoarece se adresează aspectului concret, palpabil, mai accesibil al ființei umane, consider că este esențial să avem un contact autentic și direct de la sursă cu asemenea practică. Deoarece, pentru a accede și excela în practici mai subtile și complexe, este necesar în primul rând să avem un nivel ridicat al stării generale de bine. Iar acest lucru implică un nivel optim de sănătate, de echilibru și de armonie. Lucrul cu corpul fizic, întărirea și armonizarea acestuia aduc implicit și o stare de liniștire a minții, un nivel mai ridicat al capacității de concentrare și diminuarea stresului. Cartea are la bază un text străvechi, intitulat Yantra Uniunii Soarelui și a Lunii, transmis inițial de Mahasiddha Hunkara, marelui maestru Padmasambhava, care la rândul său l-a transmis lui Vairocana, marele traducător tibetan, care de altfel a și introdus tradiția Dzogchen în Tibet. Recomand întotdeauna cunoașterea surselor a orice practicăm și că tot vine vorba despre autenticitate, un aspect interesant este că până în momentul de față, acest text, Yoga Uniunii Soarelui și a Lunii, este cea mai veche sursă ce descrie cele 75 de posturi, ce corespund celor 75 de asane regăsite în tradiția Hatha Yoga. Cartea prezintă metoda completă a practicii Yantra Yoga, o formă de yoga dinamică, prezentând grafic și detaliat mișcările, posturile, tehnicile de respirație pentru fiecare exercițiu, dar și beneficiile medicale, așa cum reiese din medicina tradițională tibetană. Cine va practica Yantra Yoga cu perseverență și în mod constant, poate experimenta în mod direct ce înseamnă prana și cum condiția naturală a pranei determină condiția naturală a minții. Iar când mintea atinge un echilibru natural, acela este momentul în care putem fi martorii apariției contemplației profunde. Vă doresc lectură plăcută!